Stimați consilieri, bine ați venit la ședința ordinară din luna noiembrie a Consiliului Local al Comunei Gurabăi. Ședința este întrunită în conformitate cu articolul 39 alineatul 1 din legea 215 administrației publice locale. Pentru că suntem statutari, ne putem desfășura activitatea în condițiile legale fiind îndeplinite. Domnul președinte ședinței este domnul Călin Ioan. Îi dau cuvântul pentru a introduce în ordinea de zi ședința de astăzi. După cum știți, astăzi avem ședință ordinară și vreau să, pentru început, să citesc ordinea de zi. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Să o citesc? Se convoacă Consiliul Local al Comunei Gurabăi în ședință ordinară pentru data de miercuri 29 noiembrie 2017, ora 15, în sala Căminului Cultural Gurabăi, cu următoarele proiecte. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor ordinară din 2 octombrie 2017, extraordinară din 23 octombrie 2017 și în data de 8 noiembrie 2017. Inițiator, prima parte de centru, sunt proiectul punctul numărul 2. Proiect de hotărâre prin administrație desemnarea președintelui de ședință pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie 2008, inițiator primar Mihalcea Valerică. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a branșamentelor individuale ale rețelei de apă pentru care există contracte încheiate în vederea începerii activității de furnizare a apei. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al stimulentului social pentru elevii din unitățile de învățământ de pe raza Comunei Gurabăi, precum și organizarea evenimentelor desfășurate cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Și punctul numărul 5, diverse. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Sunteți de acord cu ordinea de zi, da? Intrăm în ordinea de zi, care este pe primul punct din ordinea de zi, este proiect de hotărâre privind darea în administrarea aranjamentului individuale rețea de apă. Nu, băi, ai proiectul de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale. Vreți să le mai citim? Nu, măi, care eu citim? Aveți materialul la dumneavoastră și hai să dăm... Da, sunteți de acord? Sunteți de acord cu să nu mai citim procesele verbale? Nu le-o citim, dar au material. Deci primul... Ar fi numărul... Pune la vot. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea branșamentului individual de rețea de apă pentru care există contracte încheiate în vederea începerii activității de furnizare a apei. Consiliul Local al Comunei Gurabăi, într-un ședință ordinară la data de 29.11, în prezența unui număr de consilieri 15, având în vedere referatul SCSPG Gurabăi SRL, prin care se arată faptul că există un număr de 240 de contracte încheiate cu utilizatorii cadici, prevede legea numărul 51/2006, actualizată privind serviciile comunitare de utilități publice, legea numărul 241/2006, privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, republicată în modificările și comunitățile ulterioare. Ordin numărul 65/28/2007, privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificarea prețurilor tarifare pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, avizul favorabil al Consiliului de Specialitate al Consiliului Local al Comunei Gurabăi. În temeri, vrei să vă citesc toată hotărârea până... Nu, mai citi, tot avem domnul administrator. Dăm cuvântul domnului administrator să ne prezinte hotărârea prin care dânsul... Este mai în măsură să ne... Da. Aveți nevoie de... Serviciul Public Local de Gospodărire Comunală a primit în data de 13 iulie, prin hotărârea 58, i-au fost încredințat, prin contract de delegare a gestiunii, i-a fost încredințat rețeaua de apă a Comunei Gurabăi. Întrucât la acea dată nu existau contracte încheiate, societatea fiind nou înființată, acel proces verbal de predare-primire a acestor branșamente individuale despre care le supunem acum spre aprobare, nu putea fi aprobat fizic. Nu există aceste contracte. Începând cu data de 18 iulie, după ce au fost finalizate toate procedurile legale, hârtii, contracte, formulare, tot ce ține pentru a se putea începe procedura de contractare, societatea, prin reprezentanții ei, a început munca de teren și
inclusiv activitate de contractare. În prezent, așa cum am și precizat, există un număr de contracte suficient de mare încât să îndeplinim condițiile cerute și de ANRSC, în sensul jumătate plus unul din numărul de racorduri existente în comună. În continuare este disponibilitate din partea populației să încheie contracte. Avem numeroase cereri și lucrările sunt aproape finalizate, în proporție de 90% sunt finalizate. Și în momentul în care echipa va ajunge pe teren pentru a se face racordul, bineînțeles că se vor încheia și fizic contractul. În paralel, în societatea nu sunt datorii la bugetul de stat și bugetul local. Societatea care are și personalul de specialitate, și practic, la momentul de față, îndeplinim toate condițiile pentru financiare și tehnice pentru a da drumul la în momentul în care se vor preda aceste branșate. Cam asta ar fi. Sunteți de acord cu expunerea domnului? Am o rugăminte eu. Chiar vă rog să se menționeze în procesul verbal. Vreau să transmit pe această cale rugămintea consilierilor care sunt prezenți în sală să popularizăm în rândul cetățenilor ceea ce vrem noi să facem cu această alimentare. Am fost la multe case și am montat apometri, vase, până la limită, proprietate, exact cum spune legea. Și acum întâmpinăm necazuri când mergem la poartă și spunem, domnule, trebuie să vă racordați. Pe această cale menționez, cei care nu se racordează, având în vedere că alimentarea cu apă la celelalte 5 sate, Temelia, Motocesc, Pătinata, Dumbrava, Capăta, pleacă începând cu data de 5 decembrie, atunci este dat ordinul de începere a lucrărilor, având în vedere că avem finanțare asigurată complet, toată suma, 43 de miliarde 500 de milioane, plus TVA. Având în vedere că am îndeplinit procedura de achiziție publică, începem execuția lucrărilor. Și cei care nu se racordează, vom lua acele vase și racordurile le mutăm în alte comune. Nu putem să le lăsăm în pământ. Fiecare racord costă 1.400 de lei. Cei care vor vrea să se mai racordeze, după aia vor plăti și 1.400 și taxa de 525 de lei. Din branșoare, da. Că, la un moment dat, dacă lasă în pământ, vă păți cum am păți cu conducta legală. Corect. Și bine putea de votul treabă. Domnule, de ce ai făcut o investiție fără să fie eligibil? Trec mai departe. Noi, la ora actuală, am avut în prima etapă 262 de racorduri prin proiectul de alimentare cu apă finanțat de Ministerul Dezvoltării. Am mai făcut în prima etapă, cu bani la bugetul local, 84 de racorduri. La ora actuală am mai făcut încă 122 de racorduri. Înseamnă un total de 468 de racorduri. Mai sunt solicitări pentru încă 30. Propun, și o să vedem în ce bani primim, să fie 32 de racorduri. În felul ăsta vom avea 500 de racorduri, o sumă corectă, o sumă care încheie un... Ținem cont că avem 500 de racorduri. Ca noi să ne îndeplinim menirea cu acest serviciu de alimentare cu apă, trebuie să facem mai multe eforturi și aici atenționez în special pe domnul Marcu și salariații care sunt acolo, bătut din poartă în poartă, alături de un consilier, alături de un viceprimar, alături de un primar, să lămurim oamenii, să le explicăm care este beneficiul unei alimentări cu apă de la Valea Uzului. 1.000 de litri de apă cu 5 lei, nici cât un bidon de bere. Apă tratată, apă care vine de la stația de la Răboi. Cam asta am vrut să spun. Cei de la serviciul de alimentare cu apă trebuie să mărească ritmul, având în vedere că până acum lumea era sceptică, se duceau vorbe prin stat. Da, nu mai dă ăștia drumul la apă, va fi exact cam cum e cu gaz. Astăzi, când suntem în stadiu de a face probă de presiune și a da drumul la apă, umplea instalația, să drumul undeva în 10-15 decembrie, să dăm drumul la alimentare cu apă,
Când va vedea cetățeanul din gura voi că vecinul are apă și nu se mai duce la fântână cu găletușa, se va racorda și celălalt. Cam asta este ceea ce am vrut să spun. Atenție la domnul Mar. Mai mult efort, mai multă lămurire. Este foarte greu de lămurit omul. Până nu vede apa, nu se convinge. Asta dar de asta am ales specialist, de aia am adus om jurist, ca să rezolve problemele cetățenilor. Mulțumesc frumos! Referitor la ceea ce a spus domnul primar, dacă mi se permite tot până când să punem la vot proiectul, dumneavoastră a spus că acolo nu se vor racorda, veți scoate cele cămini de acolo așa, o să întâmpinați o altă problemă, o să apară problema că acele nu se scoate așa cu... Trebuia să apară o altă manoperă, o altă în plus. Problema avem, este cine... Avem mult de scavator, avem da, da. Oameni, deci, oameni de la serviciul de alimentare. Fost, care nu vor, au la... Au fost... Da, da, ele... Acum trebuie să le inventariați, pentru că ele au fost prevăzute în proiect 200 și ceva, care a fost prevăzute în proiect din proiectant. Da. Nu știu dacă o să puteți scoate pe cele. Vă dau un exemplu. Posibil să vă spun eu vă trebuie o situație a inventarului exact. Ce ai făcut din proiect, nu poți să-l scoți. E o discuție paralelă. Trebuie să o discuție care n-are rost astăzi. Da. În momentul în care mă duc la poarta omului și nu s-a racordat, în condițiile în care a venit la primărie, domnule, pe mine, de ce nu mă racordez, că și eu vreau să-mi bag apă, același om vine astăzi, spune că nu se racordează, o declarație pe propriu răspundere, că nu se racordează și îl atenționăm că în caz de va plăti și suma de 1400, consider că nu putem să lăsăm bani acolo în pământ, nu? Asta este. E problema dumneavoastră. Da. Sunteți de acord cu darea în administrare la... Da, da, da. Da? La Gaușca. De ce nu la limitate? Pentru, da? Da. Ăla mic din potrivă. Care trebuie. Așa. Trecem la următorul proiect. Mulțumesc și... O zi bună, domnule. Sănătate bună. Deci eu, domnul primar, mai multe contracte. Asta e important. Eu am probleme. Dacă se poate, lucrați 8 zile pe săptămână, care mai bine. Da. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a stimulentului sociale pentru elevii din unitățile de învățământ de pe raza Comunei Gura Văii, precum și organizarea evenimentelor desfășurate în cuplejul sărbătorilor de iarnă. Dacă doriți să vă citesc aici domnul contabil, proiectul de hotărâre, era bine dacă era domnul contabil de față aici, să ne pizdea dacă nu... Vă dau răspunsul tot eu. În anii trecuți, consilieri, cum e domnul Panțăru, domnul Pașcu, domnul Grigore Floris, domnul Subotanu, știu că noi alocam o sumă de 15.000 de lei pentru fiecare. Anul ăsta, având în vedere că facem economie, am hotărât să diminuăm această sumă, dar totuși să mergem cu niște cadouri pentru copii. Este Moș Nicolae și am zis, nu 15.000, suma la pentru copii alocată va fi 10.000 de lei. Dacă anul trecut, pentru sărbători de iarnă, tradiții, obiceiuri de anul nou, da? Și Crăciun, am avut alocată suma de 15.000, anul ăsta, pentru economie, mergem tot cu 10.000 de lei. Asta este și este pe principiu pe care l-am adoptat toți, pe un buget care toți am zis că va fi un buget de austeritate, pentru a face economie, să putem strânge în fondul de rulment bani pentru a achita contravaloarea drumului de la rotund. Mulțumesc frumos! Referitor la acest proiect de hotărâre, aveți ceva de completat? Aveți ceva de... Da. Eu vreau, sunt bani, avem bani în buget? Da, avem bani, bani cu mențiunea. De la școală, am solicitat la fiecare clasă număr de copii, de la doamna director, fiecare diriginte, cu propria clasă, da, câți copii sunt. Am luat în calcul și un număr de 20 de copii care deja au mai abandonat școala, cum i-a lui Sfântului, al lui Postolache, al lui Iogu, al lui... Da? Da. Tot copii sunt. Sunt dacă copii netrăziți și am rugămintea expresă. Ca în momentul când se vor împărți acele cadouri, din partea Consiliului Local, nu trebuie să ducă neapărat primarul, trebuie să meargă un grup de consilieri. Pe fiecare locație în parte. La Dumbrava, domnul Tătaru cu domnul Roma, cu domnul Salim. La Gura Văii, da, la Temelia, domnul Grigore cu domnul consilier.
Bișan. Deci, consider că chiar așa ar trebui să fie. Și am rugămintea ca în momentul când le dăm noi, marți sau când este. Vă anunțăm și ne așteptați pe locația respectivă. Asta e rugămintea personală. Da. Deci, sunteți de acord, da? Bun, aprobă. Să punem la vot? Da. Haideți să... Trecem la punctul numărul 2, care l-am lăsat puțin mai la urmă, pentru alegerea președintelui pentru ședința din decembrie, ianuarie și februarie. Din partea organizației PSD, noi l-am propus pe domnul Alecu, dacă aveți ceva împotrivă, Alecu Panțeru, sau Panțeru Alecu. Dacă sunteți de acord pentru... desemnarea președintelui pentru cele două, pentru cele trei. Mai sunt și alte propuneri. Mai sunt și alte propuneri. Am zis dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu... Deocamdată nu. Să puneți la vot, domnul Călin. Sunteți de acord? Primi la vot? Da. Da. Vă mulțumesc. Și mai avem punctul numărul 5, diverse. La punctul diverse, dacă mi se permite, fiind și domnul primar aici așa, domn primar, vă rog frumos, dacă... trimiteți, încercați să faceți ora azi, ori mâine, azi nu aveți timp oricum, că de așa e târziu, să termina programul. Haideți să încercați să curățați un pic drumul ăla la deal încolo, că de la temerea la deal e dezastru. Nu poate trec două mașini la plângă altă. Este iar de acolo, de la magazin, de acolo, deci inclusiv până în jos, încolo la Marci Camania, iar de acolo, de la magazin, în vale spre Păltinata aia, acolo, nu se poate merge nici cu piciorul. Încercați dacă vă găsiți un pic de timp și poate reușiți să trimiteți un buldoi sau tot până acolo. Asta e o problemă. Mai aveți alta? Deocamdată... O să vă dau răspunsul cu dezăpezirea. Și pe mine mă doare. Și vă spun sincer că am putut problema la orice ședință colateral sau luând-o una cu alta. Drumul județean, dragii mei, este al Consiliului Județean. De data asta am lăsat-o intenționat și o... Chiar vreau să se menționeze treaba asta, intenționat, am lăsat să se vadă cât de bine acționează ei fără utilajele primării. S-au învățat așa, când își o țeau ca în palmă, vin cu lama pe sus, nu dă nici cu sărărița să meargă, nu dă nici sare, nici nimic, ei fac cu GPS-ul kilometri, bine mersi, încasează bani firma care are în administrare drumul județean. Acea firmă este... scoasă, deci traseul este scos la licitație de Consiliul Județean, Direcția Județeană de Drumuri. Primarul nu are puterea de a spune cuvântul acolo, dar acum, astăzi, deja, am început cu notificare. Corect. Nu este posibil ca eu să mă duc cu utilajele mele, să stau noaptea, anul trecut, dacă țineți minte, sau anul ăsta, în aprilie, când a fost ultima zăpadă, am stat două zile și două nopți cu utilajele noastre, pe drumul județean, pe la Lutăric, la domnul Spătaru, de unde a fost nevoie, ei au venit când deja soțeaua era uscată, când era soarele și erau plus 15-20 de grade afară, ei au venit și au făcut kilometri să-și ia bani. Ei, noi am cheltuit motorină, noi am cheltuit așa, forță de muncă și am cheltuit bani de la noi. De data asta i-am lăsat acum, îmi cer scuze că am procedat așa, dar am vrut ca și cetățenii să înțeleagă că fiecare din organele administrative ale județului au pe lângă, au și responsabilitate pentru acest drum. Tot în aceeași ordine de idei, ca să dăm un răspuns și tuturor cetățenilor care m-au criticat pe mine cu transportul efectuat de autobuzele Transmoldova. Am făcut notificare la, uitați aici, le-am aici, Poliția Municipului Onest, la Bacău, la ARR, Direcția, da, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ISCTR, da? Am făcut notificare la Consiliul Județean, Direcția Județeană de Transporturi, da, și drumuri, da? Bun. Răspunsurile s-au văzut în primul rând prin faptul că s-a îmbunătățit transportul. La ora 7, când erau deficitari, dintre autobuze. În afară de autobuzele, alea galbene care trebuie să meargă la remat, au mai băgat și două autobuze mai noi. Recomandarea
celor de la Consiliul Județean este ca aceste autobuze să se înlocuiască cel târziu până în februarie anul viitor. Este obligația firmei de transport. Cred că sunt răspunsuri care înseamnă câțiva pași în plus pe o nouă calitate. În ce privește sănătăția pe unele comunale, pe unele comunale și locale. Avem adus tot materialul, am liberat, avem și în curtea primării, avem dus și la Stavarache și la Pătinata, în condițiile în care au apărut primele zăpeze sau mai consistente, nu discutăm de zăpadă de 7, 8, 10 cm, că atunci mai mult stric drumurile, da? La o zăpadă de 7 cm, da? Tot apară toți ei drumurile. Da? În condiția avem utilajele noastre, la este pregătită, astăzi, nu vezi că la asta, la am primit și din am avut două caucuri cu noi. Trebuie bundul escalatorul, va sta la Dumbrava, la Costel de pe bundul escalatorul. În momentul când e zăpadă, la ora 4 dimineața, el s-a urcat pe bundul escalator și începe din zona Dumbrava. Basculanta va pleca din zona Gura Văi, Pătrășcani, pe celelalte sate. Cam asta este modul de organizare și chiar cred că am luat măsurile necesare. Să sperăm că da, ne achităm de obligații către cetățeni. Da, vă mulțumim, domnul primar. La punctul de vers, vreți să luăm de acolo de la domnul Pașco? Da. Domnul Pașco. Așa trebuie. Mulțumim. Puteți să ne invitați și pe noi, că nu ne supăream. Absolut, dar nu, dar vin aici eu cu cățelul. Nu cu cățelul, cu pușel. Domnule, asta răspunde. Vânătorii, ei știu ce au de făcut și apoi nici aia nu mănâncă cioate, tot mănâncă ceva bun. Da, decât ceva cu câteva zbuie și un păi, da, cum? Dar nu-s decât trei, atâta. Da, au pălării verde. Pălării, da. Știi că o zis ăștia odată, domnule, dar cine a venit la asta? Domnule, un lup de pădurar. Ai înțeles, nu? Adevărul că le știți. Da. Nu, atât. O trebuie. Da, o mică problemă cu transportul cu elevii. Pe o parte s-o rezolvat, mai trebuie pusul alea la punct. Un pic. Seara tot nu reușești. Probabil nu se sincronizează bine. Nu poate să-i ducă pe toți. Acum, nu știu cum, împărțit. Sau să-i ia pe toți și-i ducă tot satul. Că ei nu se duce. Se duce numai până într-un loc și până la stația de autobuz acolo, la intrare în Pătinata. Și poate să intre autobuzul, că acum ăsta microbuzul, că circul pe acolo, pe partea de jos. Eu am dat clar, este pe la jos, pe la obreja, pe la... Da, tocmai pe partea de la Cornel Panțâru să iasă în temelie. Așa am dat dispoziție. În condițiile care nu se achide de obligații, luăm măsuri. Sunt măsuri administrative și trebuie să se înțeleagă. Acum este perioada de iarnă, e mai frig copiii, poate să va fi zăpadă, viscol, rămân copiii pe drum, se întâmplă vreo nenorocire. Nu, deci va face transportul așa cum trebuie. Deci asta e cu certitudine, da. A fost într-o seară săptămâna asta când nu a fost? Dar nu duce și pe aia din partea de jos. Ar trebui doar, nu trebuie să facă două drumuri, să-i pună pe toți în microbus și să ia tot satul. Da, să ia tot satul, că drumul e cât de cât bun. Avem motorina asigurată, până la toată zi, chiar să spune că nu avem ce ne trebuie, alea, am dat plin prin motorină, deci trebuie să facă transport necondiționat. Și va face când? Mai aveți, domnul? Da, mulțumim. Domnul Cibodaru? Ce a fost, am văzut și va fi, vă mai vede. Atât? Da. La ce gere fermă? Păi eu v-am dat. Ați fost să-ți vreți în regiune. Domnul... Atât? Da. Domnul Abadi? Da. N-ai probleme în dragul sine, nu? Nu. Înseamnă că l-am arătat. Domnul Tătar? Eu ce zic, eu și-am avut deasul domnul Vici cu câteva becuri pe acolo, când se pune problema. Nu, domnul Vici? Rugămintea personală o adresez și eu, da. Și sper că se
avem un consilier aici foarte. Mă umbla cu scara în schinare 3-4 ani. Mi-a promis că... Ai mai duce și noi scara, dar vedem cum aș poate pune schinare. Zilele astea merg și reiau un pic tot iluminatul public. O să-l aprindem, să nu fiți surprinși că mișcul locului zilei va fi aprins iluminatul de anumite porțiuni. Vom verifica și vom schimba becurile. Avem becuri rezervă. Singurul lucru care ne-a împiedicat să o facem până acum este și poliția are treburile lui personale. Trebuie să asigure întâi traiul la familie și pe urmă consilierul... Mai face muncă voluntară. Face, a făcut, a făcut și va face. Da. A, cam asta e. Da, el nu a pentru chelchea. Domnul Panzer? Nu mai ce să mai zic. Foarte de iluminat deja, dacă zice domn primar că vine, nu are nicio rost mai. O luăm de acolo, de la doamna știi, Monica? Știi, știe deja că el i-a înțeles. Doamna Monica. O iau așa, am făcut. Domnul Roman. Cu bec acolo în față la biserică și dacă s-ar putea acolo pus o leacă la căluia, la uliță. Urcă mașina de gumă și pe tot, mai ales acolo, dacă e moale. Ați atins iar o latură care nu e în plasă. În legătură cu... colectare, transport și reciclare cu gunoi menajer. Ați văzut și dumneavoastră, și pe Facebook, și în ziar, și în presă, tot sunt probleme destul de mari. Dar marța nu a venit. Deci modul în care a fost făcepu contractul. Marța nu a fost. Luna asta au venit doar două transporturi. Deci în două săptămâni din patru. Deja hârtiile, notificările le-am făcut la mediu, la vis și la Mopres. Am solicitat, dacă tot mi-au făcut jumătate din serviciu, să-mi diminueze și factura. Ei sunt învărsați cam așa. Trece luna, 13.500, factură gura voi. Nu iau în calcul faptul că între timp persoanele din gura voi s-au diminuat. Într-o singură zi, pe 13 septembrie, au plecat de la școală 15 copii. Ui. În Italia, în Franța, în Spania. 15 copii, familie locul tot. Adică și familie. Asta înseamnă, înseamnă... de 55-60 de persoane. Și trimitem notificare. Vă rugăm să ne diminuați numărul de persoane care este înscris la... Nu se ține cont. Ei, aceste lucruri cred că se vor rezolva în instant. Faptul că ei facturează pentru servicii neefectuate, deja înseamnă un abuz. Nu se poate în lumea asta să fii plătit sau să cer bani pentru ceea ce va ce nu faci. Deci în ziua de marți, în care n-a venit firma respectivă, n-a consumat motorină, n-a plătit pe zona noastră, șofer nu a... N-a efectuat servicii efective pentru care trebuia să fii plătit. Dar de facturat, facturează. Asta deja este, din punctul meu de vedere, o ilegalitate. Am ridicat această problemă în cadrul ADIS, în prezența președintelui Consiliului Județean, în prezența directorului de la ADIS și a personalului de la Rompres. S-au notat aceste probleme, sperăm să se rezolve. Da, mulțumim. Domnul... Domnul Dișan, tot așa un bec avem de schimbat și că vine domnul poliță să mă spune să mergă împreună. Domnul Zan, două părere electrice. Domnul Zan, da. Pentru domnul primarul, dacă se mai închiriază camionul sau bulbul, pentru anumite probleme. Da, răspuns este da. Cu următorul amendament. Îl închiriez pentru și în condițiile în care se asigură protecția și siguranța șoferului și a basculantei respective. Este un răspuns sincer, deschis. Dumneavoastră, domnul de acolo, Sandu, cu toate că sunteți prieteni, n-ați înțeles că ieri... Eu am înțeles foarte bine. N-ați înțeles. Am înțeles foarte bine. În pădure... Dar dacă am mergat cu mașina mea până ați acolo... Ați ridicat-o frământ. El cu domnul Sandu. Domnul Sandu, ați pus o întrebare și așteptați un răspuns. Așteptați un răspuns. Eu nu mi-asigur responsabilitatea ca pentru ziua de ieri. Nu mi-am asigurat, eu personal. N-am avut curajul să trimit mașina dumneavoastră în pădure. E stratul de zăpadă în pădure, atingea 7-8 cm. Am ridicat o problemă.
domnule. Eu v-am dat un răspuns. Și peste mine de data asta nu trece nimeni. Să vă spun de ce. Eu nu puteam să trimit basculata în pădure. Era coroată pană și dacă îl trimit în pădure, mâzgă zăpadă, îl duc într-o râpă. Cine plătește? Cu asta am încheiat. Deci dumneavoastră încheiați basculanta cât este pe oră, 300 de lei, 500 de lei. Dar în condițiile în care, în pădure, este uscat, în condițiile în care am cale de acces. Nu mă duc, asta e basculantă care să meargă pe drum, cum este ăsta, și un drum asigurat. Care asigur și drum. Asta este un răspuns. Eu nu mi-asigur răspunsabilitatea. Dacă dumneavoastră însemnați că ce stricați și plătiți, sunt de acord. Dumneavoastră? Și avea și o problemă. În urma săpăturilor transversale care s-au făcut în Pătrășcani, s-a făcut acolo ceva de groază. Se poate lua ceva balastare, măcar un bund, o... ceva... Ați fost acasă acum? Ați fost în Pătrășcani, acum? Lucrează acolo? Acolo, în Pătrășcani, ia să vedem. Lucrează în Pătrășcani, deci este un șantier, s-a făcut traversarea. Domnul primar, domnul Cibotaru spune că sunt la dâns. Și la dâns, da. Da, domnule. Deci și la domnul. Deci să lucrează, domnule. Oamenii lucrează, dar nu poți să faci peste o loc odată. Dar oamenii lucrează. Vor lucra și mâine cu toată sărbătoarea. Și poimine, vor lucra. Se vor reface. Un lucru este clar. Eu nu semnez. Deci nu semnez plata. Da? 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 Nu, la privat, la privat, că ăla te cheamă la treabă când vrea. Domnul președinte, următor. Domnul, aveți ceva de spus, domnul? S-au terminat. Da? Da. Dacă nu mai sunt probleme... Mai am o problemă. Domnul primar. Mai dăm domnul primar cuvânt acum la urmă să ne mai spune ceva. Constat așa ca om la 63 de ani. Mulțumesc. Că suntem aici oameni responsabili. Nu am zis cu comunul, nu să-mi rezolv problema mea personală. Da? Dumneavoastră legați problema personală. Și vorbesc așa în paranteze sau cu subînțeles. Nu legați problema personală, că mie îmi trebuie aia pentru mine, că trebuie să fac aia pentru mine. Noi venim să rezolvăm problemele cetățenilor. Cele personale vin în contextul legii și în condițiile în care se poate. Asta este violența mea cea mai mare. Vă mulțumesc eu așa. Dar spuneți, domnul primar, nu plecați înainte să vă o secundă! Vă rog frumos, luați loc acolo, cum s-ați în agență. Luni întâlnim în extraordinară. Au venit niște sume de la buget, nu le știm exact adresele. Vă spun eu care sunt. Trebuie rectificat bugetul. Dar ne dă nouă bani la rectificare. Încă o secundă. Astăzi am primit notificări, da? Pentru, mă iertați, trebuia să închid. Așa, am primit așa, bani pentru persoane cu grad de handicap și hotărâre judecătorești obținute de profesori în instanță, plus diferența de salariu pentru profesori. Am primit, deci asta una, și mai avem de primit. Din partea Ministerului de Finanțe, rectificare din cote de falcate TVA, pentru refacere. Drumul și ce vom primi. Deci este foarte important ca noi să ne întâlnim luni, să facem această rectificare de buget, că anumite profesorii nu știau salariile. Da? Anumite persoanele cu grad de handicap nu știau salariile. Spre exemplu, este prima dată când nu s-au luat ajutoarele sociale la timp. Uite cum stau, de două zile stau. Eu nu știu. Deci pentru luni... Am venit și mi-au dat 12.000. Bucuria mea, că mi-au zis că ce-am adunat de la voi ieri, de trimiți. Dacă nu mai sunt probleme, vă mulțumesc că ne vedem luni. Doamne ajută, mulțumesc de participare. Și la mulți ani ziua de mâine. De, pardon, din 3 decembrie. Ziua națională. Mai am eu ceva. Având în vedere că e ziua de 1 decembrie, am avut la dumneavoastră o rugăminte ca fiecare consilier să vină cu 10 tegulețe. Avem deja vreo 40 de steaguri care atâtea am găsit noi să le cumpărăm la Lidl. Nu mai sunt. Une mai merge dumneavoastră, 3 lei stegulețe. Dar nu uite, mi-a adus și bani. Eu împreună cu viceprimarul și câțiva oameni la Sfântul Social, mâine vom monta, vom orna tot drumul județean, intersecțiile principale cu steaguri. Întâmpinăm, nu? Ziua de 1 decembrie, așa cum este normal. Vă mulțumesc frumos! Dacă mai e nevoie să aducem... Așteptăm stegulețele, da? E 30 de lei
10 stegulețe, da? Dacă aduce în pare, nu o să cum face. Și dracu, vedeți la orașul acesta, să-i putem stegulețe.